Bună dimineața! În această dimineață parcurgem un material valoros în legătură cu atacurile de panică și anxietatea și în special legătura care există între atacurile de panică și negare. Negarea este un mecanism de apărare despre care noi am mai vorbit de mai multe ori și în dimineața aceasta o să vedem care este legătura dintre negare, acest mecanism de apărare, și atacurile de panică și anxietate. În primul rând, e important de știut că atacurile de panică nu vin întâmplător în planul psihic al unui om, și despre atacuri de panică am mai vorbit și data trecută. Acum este o continuare, și anume, un aspect pe care să-l ține minte este că nu există atacuri de panică fără mecanismul negării. Negare cu atacuri de panică merg amândouă împreună și creează împreună factori care să declanșeze stări de rău, stări de panică, stări de anxietate și la fel de bine se poate ajunge la depresie. Deci, atacurile de panică și negarea. Importantă această asociere, important de ținut minte. Nu există atacuri de panică fără să fi fost mai întâi un mecanism de apărare foarte vehement și anume negarea. Psihoterapia exact asta își propune, să destructureze acest mecanism de apărare care se numește negarea, un mecanism de apărare foarte puternic în viața noastră. Un mecanism de apărare pe care ni l-am dezvoltat cu mult timp în urmă ca să ne protejăm. Psihoterapia reprezintă curaj și vă salut, vă felicit pe toți cei care v-ați încumetat să faceți pași înainte în a vă cunoaște prin intermediul psihoterapiei. Sunteți din multe puncte de vedere eroi, mai ales cei care ați continuat psihoterapia și nu v-ați oprit la primul pas. Majoritatea nu fac psihoterapie, iar cei care au curajul și își doresc să se vindece și să fie oameni sănătoși, din păcate, destul de mulți renunță repede, pentru că e un proces dificil. Este dificil așa cum este dificil orice lucru important din lumea asta. Nu există lucru valoros, nu există lucru important, nu există lucru trainic care să nu fie greu de îndeplinit. Dar cel care a dus până la capăt, ăla este un om fericit. Ăla este un om care, într-adevăr, a reușit să se elibereze de teamă și de tot felul de mecanisme de apărare care îl țineau captiv în trecutul lui. Deci, psihoterapia reprezintă curaj din partea clientului. Curajul de a se angaja în explorarea experiențelor emoționale perturbatoare. Asta înseamnă analiză, asta înseamnă să fii sincer cu tine însuți. Asta înseamnă să te oprești din vâltoarea lucrurilor în care ești prins și să ai un moment de liniște în care să fii doar tu cu tine și cu trăirile tale și cu sufletul tău și să vezi ce ai agonisit acolo în sufletul tău. Nici psihoterapia, nu fiecare școală în psihoterapie merge pe această dinamică. Sunt și școli în psihoterapie care rămân doar la suprafață, undeva la nivelul gândului și la nivelul disciplinei minții și a gândirii. Și nu înseamnă că este ceva greșit, nici vorbă, dar poate la fel de bine să nu fie suficient de profundă această școală ca să îndepărteze cauza atacurilor de panică și poate rămâne ancorată terapia de acest fel doar la nivel de efecte ale anxietății, nu și cauza anxietății, în sensul de a merge până la rădăcina problemelor și anume traumele pe care persoana respectivă le-a trăit cândva și prin intermediul mecanismului de apărare, numit negare, încearcă să le țină undeva blocate în subconștient. Deci, psihoterapia reprezintă curaj din partea clientului de a se angaja în explorarea experiențelor emoționale perturbatoare. E important să știi că poți face asta.
Poate dacă nu ești familiar cu psihologia, ți se pare ceva greu, nu există om să nu poată, dacă își dorește cu adevărat să fie sănătos și să fie funcțional și să fie eficient și să fie ancorat în realitate. Deci curajul de a se angaja în explorarea trăirilor emoționale care sunt mai greu de accesat, de a fi sincer cu el însuși, de a fi motivat să afle adevărul despre sine. Cea mai grea călătorie este călătoria spre noi înșine. Este acea călătorie care ne duce față în față cu adevărul, care ne face să ne deschidem, să fim sinceri, să fim onești și să admitem adevărul despre noi înșine. Să vedem unde ne aflăm, pentru că odată ce vedem unde ne aflăm, de acolo urmează să facem pașii necesari ca să putem să ajungem unde ne dorim. Căutarea și aflarea adevărului constituie una dintre cele mai dificile sarcini omenești. Și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere psihologic, sănătatea începe cu adevărul. Dacă adevărul nu ne este cunoscut, dacă adevărul nu este căutat, dacă adevărul nu ne-l însușim, nu avem parte de sănătate. Și de asta e atât de important să înțelegem că dacă se întâmplă ceva cu noi, înseamnă că există o cauză și e important să o putem afla. Această sarcină se află într-o strânsă legătură cu confruntarea emoțiilor neplăcute, care, prin intermediul negării folosite de psihic, sunt înlăturate din conștiință. Adică cum funcționează negarea? În momentul în care apare în interiorul nostru o emoție neplăcută sau niște gânduri perturbatoare, acest mecanism de apărare pur și simplu le dă deoparte și ne ajută să funcționăm bine, fără să ne confruntăm de fapt cu acele stări. Negarea este un mecanism prin care mintea noastră se autoprotejează, adică să nu-și mai bată capul cu lucrurile respective, pur și simplu le îndepărtează din planul nostru conștient, dar vom vedea că aceste lucruri care sunt îndepărtate prin negare ne vom întâlni cu ele mai târziu sub formă de atacuri de panică, anxietate, depresie sau diferite dezechilibre emoționale. În prima fază, rolul negării este unul sănătos. Se poate întâmpla însă ca negarea folosită de către o persoană pentru a evita emoțiile neplăcute să devină nesănătoasă și să provoace mai târziu atacurile de panică care sunt atât de greu de suportat pentru oamenii care le trăiesc. Terapeutul și clientul, prin psihoterapie, se angajează într-un proces care presupune identificarea și înlăturarea negării. Ăsta este primul pas important. Noi, în mod normal, ne ascundem după negare și prezentăm lucrurile și față de noi înșine și față de alții că viața noastră e ok, că totul a fost ok, că suntem ok. Dar, în realitate, există un adevăr care se manifestă prin intermediul atacurilor de panică și anume ne semnalează că ceva în interiorul nostru nu-i bine. Deci negarea care stă la baza formării atacurilor de panică și căutarea semnificației lor. Deci asta își propune psihoterapia, psihoterapia sistemică în special, și anume să le ajute pe un om să înțeleagă semnificația atacurilor de panică. Odată ce le-ai înțeles, după aia urmează responsabilitatea de a face ceva vis-a-vis de acest lucru. Procesul psihoterapeutic implică momente de înțelegere a relației cauză-efect. În contextul în care tu te afli, te ajută să te maturizezi emoțional, să te echilibrezi, pentru că în prima fază înțelegi unde te afli, înțelegi de ce te afli în acest punct și înțelegi mai departe pașii pe care i-ai de făcut. Implică și momente, da, psihoterapia implică și momente de suferință psihică care survin din explorarea sentimentelor care țin de anumite răni emoționale. Adică cu siguranță nu-i confortabil să-ți aduci aminte anumite lucruri care te-au făcut la vremea aia să te simți apăsat sau tulburat sau tensionat sau să-ți fie teamă. Dar este foarte important să ajungă la acele experiențe ca să poată să fie vindecate. Negarea este o operație mentală care are ca scop principal înlăturarea stărilor sau reacțiilor emoționale neplăcute.
reacțiile emoționale neplăcute. Adică ce înseamnă reacții emoționale neplăcute? O stare de neliniște puternică pe care o poți simți uneori, fie că ai motiv sau nu ai motiv. Aceste stări și aceste reacții tensionate de obicei depășesc cu mult motivul pe care noi credem că îl avem ca să ne simțim așa. Adică o situație relativ obișnuită poate să creeze în noi niște reacții neobișnuite sau mult exagerate. Și când lucrul acesta se întâmplă, avem de a face cu ceva ce se află în subconștientul nostru. Deci reacțiile emoționale neplăcute au, și aici mă refer exact la cele reacții care sunt exagerate și care depășesc situația în care ne aflăm. Ele au două componente, da? Două lucruri care conțin aceste reacții. 1. Senzația fizică sau emoțională pe care o avem. 2. Gânduri care alimentează și care însoțesc aceste senzații. Avem deja în interiorul nostru niște credințe limitative, avem deja niște gânduri automate, avem deja niște tehnici de a gândi și niște scheme de a gândi care s-au format în timp și care ne pot sabota foarte tare, făcându-ne să ne simțim rău și în momente și situații în care senzația de rău nu este obligatorie, dar noi pur și simplu o simțim datorită faptului că în inconștientul nostru sunt deja săpate niște tipare de gândire și niște senzații, emoții foarte puternice care pot să se declanșeze într-o situație de stimul. Adică poate să fie un stimul care să trezească în noi aceste senzații. Mergem mai departe. Reacția anxioasă, da? Și aici ne referim la câteva de felul ăsta, reacții de felul acesta. Deci una des întâlnită este reacția anxioasă, adică acea stare de neliniște puternică. Reacția anxioasă este legată de senzația că ceva rău este pe cale să se întâmple. Da? Asta este specific atacului de panică și anxietății. Un om începe să se frământe, să se agite, să se neliniștească, chiar dacă în sine nu există un pericol. Dar persoana poate sesiza la nivel inconștient un pericol. Reacția depresivă, da? Altă reacție care nu are în realitate un corespondent, dar care totuși poate să fie simțită de persoana în cauză foarte tare. Reacția depresivă este legată de senzația că ceva rău s-a întâmplat și nu mai poate fi făcut nimic. Asta e depresia. Depresia are senzația că dă senzația asta că ceva rău s-a întâmplat și că nu se mai poate face nimic, nu se mai poate îndrepta, nu se mai poate rezolva. Altă reacție de felul acesta, foarte vehementă, este reacția de furie și agresivitate, când un om își pierde controlul asupra propriilor lui emoții și începe să devină agresiv. Furia și agresivitatea sunt legate de senzația de a face rău sau de a distruge ceva sau pe cineva. Și dintr-o dată se eliberează multă adrenalină în corpul acelui om și simte nevoia să lovească, simte nevoia să spargă, simte nevoia să creeze haos în jurul lui. Aceste conținuturi, da, de anxietate, de depresie sau de furie pot avea o bază reală, adică un stimul care le-a declanșat sau una fantasmată sau sunt rezultatul combinării dintre acestea două. Negarea are rolul de a menține departe de conștiință fie senzația neplăcută dată de o anumită reacție, adică noi prin intermediul negării putem să dăm la o parte, mai ales când suntem copii, facem asta foarte bine, dăm la o parte aceste senzații. Și de furie, putem să ne blocăm furia, putem să ne blocăm starea de anxietate, putem să ne blocăm starea de depresie și atunci considerăm că dacă pe moment am reușit să ne răcurim și să ne simțim un pic mai bine, mai echilibrați, problema s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Acele emoții doar se duc într-un alt plan, în planul inconștient, de unde vor apărea la suprafață din nou după o bucată de timp.
Deci negarea are rolul de a menține departe de conștiință fie senzația neplăcută dată de o anume reacție, reacțiile amintite, fie gândul care se află în spatele reacției emoționale. Asta înseamnă că negarea poate să îndepărteze din conștiința noastră și tiparele mentale pe care le avem, așa încât noi nu ne dăm seama ce convingeri și credințe limitative avem. Negarea este folosită în mod automat, fără să ne gândim că acum eu neg un anumit lucru. Nu, nu ne gândim la asta, este inconștient. Este adoptată încă din copilărie, menține un echilibru între instincte și realitate, adică ne ajută cumva să ne adaptăm, pentru că ține cumva sub control furia, de exemplu, sau anxietatea, și atunci, din punctul ăsta de vedere, negarea este un ajutor pentru noi, dar pe termen lung este pur și simplu un mod de a ne sabota singuri. Menține un echilibru între instincte și realitate și între diferite părți ale interiorului psihicului nostru. Adică echilibrează anumite trăiri, dar și anumite părți din psihicul nostru. Negarea este folosită în mod conștient și în mod inconștient. În mod conștient, în cazul reprimării, adică sunt și situații în care pur și simplu alegem să ne blocăm anumite stări, în care înlăturăm din minte anumite idei, gânduri sau emoții. Și noi avem capacitatea asta și o folosim de multe ori. Sau negarea funcționează inconștient, în cazul refulării, în care sunt uitate anumite idei, anumite gânduri, anumite evenimente și experiențe din viața noastră. Iar psihicul nostru are această capacitate de a șterge din conștient ani din viață. Nu doar un eveniment izolat, poate să șteargă ani din viața noastră. Și când spun asta, nu mă refer la perioada în care eram bebeluși și nu avem cum să ne amintim. Nu, mă refer la perioada în care, în mod normal, ar trebui să ne aducem aminte. Ani de zile pot fi șterși, pur și simplu, din conștiința noastră datorită acestui mecanism de apărare care se numește negarea. Negarea se poate croniciza, adică să devină ceva de care să nu mai fim conștienți absolut deloc și care să devină pentru noi ceva foarte familiar, ceva obișnuit, ceva la ordinea zilei. În această situație vorbim de formarea unor simptome sau chiar a unor tulburări psihice care produc un dezechilibru psihic și adaptativ. Și aici apar atacurile de panică. Deci, înainte să apară atacurile de panică, înainte să apară depresia, înainte să apară anxietatea sau alte tulburări de acest fel, înainte de asta există o negare cronicizată. De-abia după ce negarea a devenit stil de viață, a devenit pâinea noastră cea de toate zilele, a devenit modul nostru de a ne raporta la probleme prin faptul că pur și simplu le negăm. Și când mă refer la probleme, mă refer la cele probleme emoționale. Deci pur și simplu negarea s-a cronicizat, adică este un mod uzual de a ne raporta la emoțiile neplăcute. Când negarea s-a cronicizat, apar atacurile de panică sau alte feluri de tulburări. Niciodată ele nu apar din întâmplare. Atacurile de panică sunt calea pe care a găsit-o psihicul la un moment dat, în încercarea de a gestiona un conflict intrapsihic. Da? Deci există această nevoie a psihicului nostru de a echilibra cumva, de a ține cumva lucrurile sub control, și atunci a elaborat această metodă, și anume atacurile de panică, de a reuși să ține lucrurile sub control. Și o să vedem cum. Negarea este un mecanism de apărare normal și adaptativ, normal și adaptativ. Când? Când ești copil. Când ești copil, e ceva sănătos. Când ești copil, e ceva normal. Când ești copil, e ceva care te ajută. Negarea te ajută când ești copil. Dar dacă această negare rămâne, cum se întâmplă de obicei și când suntem adulți, și se cronicizează, din negarea cronicizată
se dezvoltă tot felul de tulburări, tot felul de dezechilibre psihice, emoționale, comportamentale. Și e important de ținut minte acest lucru. De exemplu, negarea prin fantasmă, atât de des întâlnită la copii, dacă este regăsită la adult într-o formă constantă, indică o tulburare psihică. Dacă când suntem copii, e normal să ne imaginăm scene din povești. Și atunci, dacă suntem supărați pe tata, ne-l imaginăm ca un monstru pe care noi, în calitate de eroi, putem să îl suprimăm încât să nu ne mai facă rău. Asta în cazul în care avem de-a face cu un tată agresiv, cu un tată alcoolic. Și atunci, în acest mod, copiii reușesc să depășească o situație de agresivitate extremă și rămân normali, ca să spunem așa. Dar, în interiorul lor, se acumulează acea energie negativă, urmând ca mai târziu să înceapă să-și facă efectul. Și atunci, ce fac copiii ajunși adulți? Din păcate, rămân cu acest mecanism. Și în viața de zi cu zi, ca adult, folosesc tot negarea și tot fantasma și tot imaginația ca să fugă din calea realității. Și își imaginează, de exemplu, că într-o zi totul va fi bine. Da, și probabil că sunt mulți, poate chiar dintre cei care mă ascultă acum, poate chiar tu ești o astfel de persoană, care îți imaginezi că, nefăcând nimic, problemele tale emoționale se vor rezolva cumva ca printr-o minune. Da, este acest mecanism, și anume fantasma. Apelezi la fantasmă ca să nu te confrunți cu realitatea. Și sunt mulți oameni care fac așa. Când ești copil, e normal să faci așa. Dacă ești adult, nu mai e normal. Asta înseamnă că tu fugi de responsabilitatea pe care o ai de a te ocupa de mintea și de sufletul tău. Negarea și suferința în psihoterapie. Vindecarea implică explorarea și confruntarea cu negarea, adesea inconștientă, care a condus la suferința actuală. Suferința psihică este însă necesară în travaliu terapeutic, pentru că ea este cea care determină schimbarea. Adică noi, în mod normal, nu ne apucăm să facem schimbări în planul nostru psihic și emoțional, să ne analizăm, să vedem ce se întâmplă cu noi, dacă nu avem parte de suferință. Efortul clientului de a face o schimbare psihică este în sine dureroasă și cu siguranță nu e ușor de parcurs. Tocmai de aceea, repet, toate aprecierile pentru oamenii care consideră să-și ia responsabilitatea aceasta în serios și să facă tot ceea ce țin de ei pentru a se vindeca. Aceasta se datorează faptului că persoana este nevoită să renunțe la modurile de protecție pe care le-a folosit încă din copilărie în vederea obținerii sănătății psihice. Negarea pe care persoana o simte încă, inconștient, ca fiind necesară supraviețuirii sale, ajunge să se opună capacității individului de a-și trăi propria viață, de a iubi sau de a obține satisfacție legată de munca sa. Adică un om care suferă de anxietate nu este un om care iubește, deși el este convins că iubește. Nu. El nu-l iubește pe celălalt. El are nevoie de celălalt. E atât de diferit. Și asta nu înseamnă că nu poate să existe și iubire. Dar nu iubirea primează. Ceea ce primează este nevoia, adică dependența. Adică ar simți că se sufocă fără celălalt. Și atunci se agață într-un mod posesiv de celălalt, dar nu este iubirea cea autentică. Și de asta e atât de important, printre altele, ca să te ocupi de ceea ce înseamnă dezechilibrele tale emoționale. Schimbarea psihică și vindecarea este posibilă. Veste bună. Un om poate să fie sănătos. Un om merită să fie sănătos. Un om poate, prin intermediul psihoterapiei, să-și pună emoțiile în ordine și să trăiască această viață liber de frică, liber de depresie, liber de atacuri de panică și liber de orice constrângeri ale trecutului.
Motorul fiind suferința. Noi, dacă nu suntem deranjați de anumite lucruri, nu începem psihoterapia. Din păcate, de multe ori, mai deranjați sunt oamenii din jur. Și este foarte greu să trăiești cu un om lângă tine care este anxios, care are atacuri de panică, care are fobii, care are comportamente obsesiv-compulsive, care suferă de tot felul de lucruri de genul acesta, depresie și altele. Este greu de trăit cu un astfel de om. Poate că el nu conștientizează că este dificil, dar pentru ceilalți este cu siguranță o problemă. De multe ori, furia care s-a strâns în sufletul unui astfel de om se manifestă prin comportament pasiv-agresiv. El nu intenționează și nici nu conștientizează de multe ori cât de tare afectează reacțiile lui, comportamentul lui și gesturile lui pe ceilalți. Și atunci, dacă vrei să știi dacă ești în situația aceasta, întreabă-l pe partenerul tău și cu siguranță îți va spune anumite lucruri la care tu nu te-ai gândit sau la care n-ai vrut să te gândești vis-a-vis de acest lucru. Atacurile de panică sunt un mecanism de apărare sau o mască în fața amenințării care vine din interior. Ele se manifestă prin intermediul corpului, sub forma unor senzații foarte neplăcute și prin gânduri ruminative, adică gânduri care revin obsesiv din nou și din nou și din nou și pur și simplu îl țin captiv pe acel om în gândirea negativă de acest fel. Atacurile de panică, deci, sunt o mască în fața amenințării care vine din interior. Ele se manifestă prin intermediul corpului, sunt sub forma unor senzații foarte neplăcute și prin gânduri ruminative care nu duc la nicio elaborare, adică nu se rezolvă nimic. Un om se gândește obsesiv la aceleași lucruri, la aceleași lucruri, la aceleași lucruri, dar niciodată nu o scoate la capăt. Nu rezolvă ceva, nu se elaborează ceva concret vis-a-vis de lucrul ăsta, ci doar se învârt în continuu în capul lui aceleași lucruri și aceleași lucruri și aceleași lucruri, făcându-l să devină tensionat, crispat și foarte încordat datorită neliniștii care survine din aceste ruminații. Atacurile de panică semnalează o urgență care solicită să fie luate în seamă, da? Și apoi soluționate cât mai repede. Da? Deci atacurile de panică vine cu această urgență. De obicei, oamenii atunci vor ceva foarte repede, o minune, un miracol, și de obicei sună la salvare și vor ceva foarte repede care să le aline starea aia puternică de rău. Atacurile de panică sunt o mască, o perdea care acoperă de fapt alte sentimente de care nu suntem conștienți. Adică este ca o ghicitoare care te duce pe o pistă falsă și te face să crezi ceva când de fapt e vorba de altceva. Și repet, atacurile de panică sunt o mască, o perdea care acoperă de fapt alte sentimente de care tu nu ești conștient. Tu, datorită atacurilor de panică, rămâi foarte tare ancorat în senzațiile puternice pe care le simți pe moment, fără să-ți dai seama că de fapt ele acoperă adevăratele frici care sunt undeva în inconștient. Ele sunt doar un semnal de alarmă că în interior există ceva mult mai vehement și mult mai toxic decât ceea ce se arată la suprafață. Așa începe drumul de căutare de sine, de a analiza profund care sunt cauzele atacurilor de panică, mai degrabă decât de a acționa împotriva lor spre a le face să dispară. Tendința este de a face repede, repede, repede să dispară atacul de panică. Și atunci se apelează la tot felul de medicamente, de mecanisme, de rețete, de tot felul de formule, cum să scape repede un om de atacul de panică. Și e normal să-ți dorești lucrul ăsta, mi se pare cel mai firesc lucru din lume, dar nu uita că metoda aia fulgerătoare la care apelezi tu să te simți mai bine,
că bei apă, că ieși afară, că faci cu tare lucru sau cu tare lucru, că respiri, că faci un lucru sau altul, mecanismele respective care te salvează pe moment nu rezolvă problema, ci doar o îndepărtează din conștiința ta pe moment, urmând ca senzația respectivă să apară din nou după o bucată de timp, fie tot sub formă de atac de panică, fie sub altă formă. Atacurile de panică sunt un semnal pe care îl simțim în fața unui pericol, dar frica imensă resimțită de individ nu își găsește un corespondent în realitatea externă. Adică situația în realitate nu este una de pericol. Cu toate acestea, omul resimte pericolul. El nu se află însă în realitatea exterioară, ci în interiorul individului. Adică pericolul există, dar nu în exterior. Pericolul există în interior. În acest context, sentimentul conștient și copleșitor de frică ascunde. Deci atacul de panică ascunde alte sentimente inconștiente de frică, de furie, de dispreț, de vinovăție, de dezgust. Există în interior niște sentimente reale, trăite cândva în mod real, care de fapt sunt ascunse. Prin intermediul atacurilor de panică, sentimentele reale rămân ascunse. De ce individul nu poate să simte în mod conștient emoțiile alea ascunse? De ce unii oameni resimt ca fiind ceva periculos să își exprime adevăratele emoții pe care le simt? Simplu. Pentru că, înainte să fim oameni mari, am fost copii, am fost bebeluși. Și acum mergem în perioada în care eram bebeluși. În momentul ăla, cu siguranță, în mod natural și spontan, ne-am exprimat emoțiile. Am simțit furie, ne-am exprimat furia. Am simțit agresivitate, ne-am exprimat agresivitatea. De exemplu, dacă un copilaș, un bebeluș, vine, se agață de mamă și o trage de păr, ca un sentiment, ca o exprimare a unui sentiment de agresivitate față de ea. Mama ce face? Îl pleznește, poate, sau poate îl lasă în cameră și pleacă de la el ca să-l învețe minte, respingându-l. În acest mod, copilul învață că dacă își manifestă emoțiile, va fi respins, va fi abandonat, va fi pedepsit pentru emoțiile lui. Și atunci el înțelege că emoțiile trebuie blocate, pentru că dacă le exprimă, ceva rău urmează să îi se întâmple. Același lucru poate să-l facă cu tata, poate să fie furios pe tata. Și bebeluș fiind, în mod spontan sau foarte mic, el în mod spontan își manifestă față de tata furia. În momentul acela, dacă tata îl agresează, atunci copilul știe emoțiile pe care le simt. Trebuie să le țin înăuntru meu, pentru că e periculos dacă le exprim. Voi fi respins, voi fi pedepsit, voi fi abandonat, voi fi lăsat singur și atunci, de frică să nu mai trăiască din nou aceste neplăceri, el va învăța încă de mic să-și blocheze adevăratele emoții. Pentru că adulții l-au pedepsit, l-au rănit, l-au abandonat sau l-au respins când el era mic, datorită emoțiilor pe care el și le-a manifestat la vremea aceea. Aceste experiențe dureroase sunt uitate în viața adultă prin mecanismul negării și refulării. În același timp, de fiecare dată când o experiență de viață din prezent trezește în cineva aceleași reacții trăite ca periculoase în copilărie, tendința inconștientă va fi să le inhibe. Adică dacă un om simte frică, dar când era mic și a manifestat frica și a fost respins, atunci el când devine adult nu-și mai manifestă frica. De ce? Pentru că el a experimentat cândva, bebeluș sau micuț fiind, a experimentat că dacă își exprimă frica, va fi respins, va fi pedepsit, va fi ridicularizat. Și fiindu-i teamă de aceste reacții din partea altora, el preferă să-și blocheze emoția de frică înăuntru lui.
Ca urmare, va funcționa după același program și când este adult. Lui îi va fi teamă să-și manifeste și să-și exprime adevăratele emoții. De aceea apare acest mecanism numit atacuri de panică, pentru că adevăratele emoții ne-au fost exprimate. Amprenta celor trăiri înăbușite va ajunge în planul conștient sub formă de atacuri de panică. Atacurile de panică sunt vârful icebergului, ceva ce maschează o amenințare internă copleșitoare de care nu suntem conștienți și care are legătură cu primele experiențe de viață în relație cu cei pe care i-am iubit. A căuta și a afla această amenințare care stă la baza icebergului presupune un proces de rememorare, retrăire și elaborarea experienței psihice care, din fericire, duce în final la vindecare și eliberare de atacurile de panică. Vindecarea atacurilor de panică și anxietății este posibilă în măsura în care, într-un proces de natură psihoterapeutică, se ajunge la ceea ce a cauzat inițial anxietatea. Dacă un om nu ajunge acolo, el nu poate fi vindecat. Se ameliorează pe moment, da, prin diferite tehnici, metode, cum spuneam, dar pe termen lung va fi mereu acolo un nor care e gata să plouă din el, oricând, pentru că problemele, de fapt, nu sunt rezolvate. Pentru vindecarea anxietății nu există scurtături, adică anxietatea nu trece de la sine sau nu trece prin gândire pozitivă sau nu trece prin faptul că încercăm tot felul de mecanisme din astea de apărare. Nu. De ce persoana nu se poate vindeca singură? De ce nu te vindeci, de exemplu, uitându-te la seminarii și tot felul de prezentări video pe internet? Nu înseamnă că asta nu e ceva bun? Ba da. Și acum o să îți prezint puțin ce înseamnă faptul de a privi, de a asculta pe YouTube tot felul de seminarii. Super! Sunt o grămadă de informații folositoare pe care le poți auzi. Dar ceea ce este important să înțelegi este că dacă tu ai informația corectă și informația sănătoasă în legătură cu situația în care tu te afli, este ca și când ai avea diagnostic. De exemplu, dacă te doare ceva în partea dreaptă și te duci la medic, medicul spune, ok, o să faceți analize și îți dă trimitere să-ți faci analize. Tu mergi, îți faci analizele și vii cu răspunsul de la analize la medic, iar medicul îți scrie un diagnostic pe baza analizei respective. Tu ai în mână hârtia cu diagnosticul. Acum știi ce înseamnă durerea în partea dreaptă. Știi care e diagnosticul tău. Întrebare. Faptul că tu ai pe hârtie diagnosticul înseamnă că te-ai făcut bine? Nu. Înseamnă doar că știi ce ai. De acolo începe tratamentul. E bine că știi ce ai, dar asta nu înseamnă că te-ai făcut bine. Și asta nu înseamnă că diagnosticul te face bine. Înseamnă doar că știi ce ai. Dar asta nu este același lucru cu faptul de a te vindeca. Pentru a te vindeca înseamnă a urma un tratament. Înseamnă ceea ce ți-a fost prescris să pui în aplicare și înseamnă că tratamentul care ți l-a dat medicul tu trebuie să-l iei, să-l urmezi. Dacă tratamentul nu este urmat, doar simplu fapt că ai un diagnostic nu te vindecă. Și e important de ținut minte acest lucru. Nu te vindeci stând acasă și uitându-te pe internet la tot felul de lucruri și la tot felul de informații și la tot felul de seminarii, etc. Foarte bine, sunt lucruri bune, nu toate, dar unele sunt lucruri bune. Și e bine să știi ce-i cu tine și unde te afli și ce diagnostic ai. Dar asta nu înseamnă că te-ai făcut bine. De ce persoana nu se poate vindeca singură? Pentru că psihicul nostru are tendința naturală de a nega, de a se apăra în fața conștientizării unor experiențe dureroase,
cu atât mai mult cu cât ele au fost trăite la o vârstă foarte fragedă. În mod natural, toți respingem că lucrurile respective ne mai afectează în prezent și facem asta automat. Pentru că toate stările de anxietate și-au originea într-o etapă timpurie de viață în care definitorie a fost relația cu celălalt. Noi am fost traumatizați prin relații. Noi suntem vindecați prin relație. Asta înseamnă că ai nevoie de interacțiune și ai nevoie să fii condus în acest proces de cineva prin relație, să-ți poți împărtăși emoțiile, trăirile, frământările, neliniștile. Lucrul ăsta este extrem de important. Sursa suferinței psihice și, în aceeași măsură, sursa vindecării se află într-o relație cu celălalt. Relația este cea care deschide drumul către vindecare, iar relația terapeutică, în mod particular, este o relație care favorizează vindecarea. Vă recomand, luați în serios sănătatea dumneavoastră psihică. Veți fi un om fericit de-abia momentul în care această responsabilitate este luată în seamă. Vă doresc o zi minunată!